Basketbalistele antrenate de Miroslav Popov s-au impus în fața adversarelor de la CSM Oradea cu 79-36 pe seturi 16-12, 32-2, 18-12, 13-10. Diferența netă de valoare s-a văzut în al doilea sfert când orădencele au reușit să marcheze doar 2 puncte primind în schimb o căruță. A fost cel mai disproporționat sfert al jocului la pauza mare, consemnându-se scorul de 48-14. În a doua jumătate a jocului, studentele au redus din durația motoarelor, antrenorul sârb rulând întreg lot. Iată celelalte rezultate din seria 8 a Ligii Naționale de Basket Feminin. CSM Târgoviște, CSS Craiova 94-36, CSM Satu Mare, CSBT Alexandria 52-66, Lanzio Timișoara, CS Nova Vita, Târgu Mureș 86-70, CSU Brașov, Sepsi, Sfântul Gheorghe 62-75, Rapid București, Cim Arad 77-88 după 8 etape, CSU Alba Iulia ocupă locul 5 cu 14 puncte. Iubitorii de basket pot urmări în această seară în cadrul emisiunii din Voleu înregistrarea integrală a acestei partide.